Cum va fi împărțită moștenirea reginei Elisabeta a II-a Angliei? Monarhal britanic lasă moștenire în jur de 412 milioane de euro, pe lângă 32 de mii de lebede, cai, pământ, proprietăți și bijuterii, printre alte bunuri. În timpul domniei sale de 70 de ani, regina Elisabeta a ii a acumulat o avere semnificativă. The Sunday Times a estimat-o din moment ce regina nu a dezvăluit-o niciodată o sumă de aproximativ 370 de milioane de lire sterline. În plus, a lăsat 32.000 de lebede, cai, terenuri, proprietăți și bijuterii, printre alte bunuri, de distribuit. Fiul reginei Elisabeta a doua, Charles al treilea, tocmai a fost proclamat moștenitor al coroanei, dar încă nu se știe ce se va întâmpla cu averea privată a mamei sale. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Ceea ce se știe în acest moment este că Charles va moșteni 15% din profiturile de la Crown Estate, o afacere independentă a coroanei care strânge proprietăți și terenuri în Regatul Unit. Și bijuteriile reginei, evaluate la 3424 milioane euro. 15% din beneficiile moșiei regale îi corespund, pe lângă o extindere de 38 de milioane de euro, 34 de milioane de lire sterline pentru renovarea Palatului Buckingham, un set de terenuri. Licențe de parcuri eoliene și proprietăți precum Ducatul de Lancaster, printre altele. El va primi și subvenția suverană, bani care acoperă întreținerea palatelor, călătoriile, securitatea și personalul. Regina mai deține o colecție de timbre regele George al V-lea și un grajd cu care a câștigat peste 8 milioane de euro, pe lângă 32.000 de lebede, delfini, balene și alte animale marine de care noul rege se va ocupa. Toate aceste bunuri vor fi ale sale fără să plătească impozite întrucât moștenirile care trec de la suveran la suveran nu plătesc cele 40% care se aplică moștenirilor care depășesc 325.000 de lire sterline 370.000 de euro, conform legislației britanice. Harry și Meghan Markle, uitați! Testamentul familiei este secret, așa că nu se știe sigur ce se va întâmpla cu restul bunurilor personale ale reginei, inclusiv cu castelul Balmoral, unde a murit monarhal și castelul Sandringham precum și cu colecții importante de bijuterii și timbre. Principalele mass-media britanice presupun că regina a făcut modificări de ultim moment în testamentul ei. Una dintre cele mai mari beneficiare ale acestor schimbări ar putea fi Kate Middleton, soția prințului William, care ar fi fost inclusă în ultimul testament al reginei.